Ridicarea unui sat pescăresc la Ghindărești. Este un proiect care vine în susținerea comunității locale. Proiectul aparține consilierului județean Răzvan Filipescu, care și-a depus raportul de activitate pe anul trecut. În document, Filipescu notează prezența la ședințele de consiliu, dar și la cele ale Comisiei de Specialitate și susținerea unor inițiative precum înființarea acestui sat pescăresc în zona Ghindărești, dar și modernizarea, extinderea oborului din General Scărișoreanu sau metode de prevenire a bullying-ului în instituțiile de învățământ din județ. Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt Roxana Cioacă și astăzi vă invit să vorbim despre proiectele de dezvoltare de la nivelul județului Constanța. Dezbatem toate acestea alături de Răzvan Filipescu, consilier județean. Bună seara și bine ați venit în platoul Echidistant! Bună seara și vă mulțumesc mult de invitație! De ce avem nevoie de un sat pescăresc și de ce la Ghindărești? Da, cum bine ați menționat în titlu, vreau să spun că noi, grupul Consilierul Județeni Pro-România, suntem singurii care am depus raportul de activitate pe anul 2021 într-un exercițiu de transparență și respect față de alegători. Și așa cum am promis, noi am avut câteva proiecte foarte importante la nivelul județului pe Constanța, pe care vrem să le ducem la bun sfârșit în acest mandat până în anul 2024. Unul din proiectele noastre importante îl reprezintă și acest sat pescăresc de la Ghindărești, pentru că noi am plecat de la câteva premize. În zona Hârșova există un produs turistic foarte important, care nu este deloc valorificat la ora actuală. Și vrem să arătăm că județul nostru nu înseamnă numai zona de mare și plajă, avem foarte multe alte bogății ascunse. Și ca să vă dau un exemplu, la Hârșova este cetatea, avem cetatea de la Topalu, avem muzeul de artă de la Dinu Vintilă, tot de la Topalu. Ghindăreștiu este o comunitate pescărească, o comunitate de ruși lipoveni, cu tradiții foarte frumoase, cu povești foarte frumoase, cu o mâncare extraordinar de bună, care nu a fost până acum valorificată. Și atunci, dacă tot am investit bani să reabilităm cetatea de la Hârșova și cu cea de la Topalu, haideți să facem un circuit integrat în zona respectivă. Adică omul când tot vine, dacă vine pe vas de croazieră pe Dunăre sau dacă vine din București sau din Constanța sau din județele limitrofe sau pur și simplu este în tranzit, oameni foarte mult, zona Moldova care coboară spre litoral și trece prin zona respectivă, să se oprească acolo și să poată să petrească o zi, două zile sau o jumătate de zi, dar să aibă exact ce să facă. Și atunci acest sat pescăresc pe care noi îl vedem dezvoltat acolo va avea mai multe componente. Are pe de o parte o componentă care să susțină comunitatea de pescari, de comercializare și vânzare produse pescărești, produse din pește, dar să aibă și o componentă foarte importantă turistică. Și atunci am gândit ca acest sat pescăresc să aibă niște căsuțe în stil tradițional, unde să poți să vezi ce înseamnă partea de manufactură, adică cum se fac plasele pescărești. Să ai o zonă unde se pot face cursuri de bucătărie, de exemplu, oamenii din sat să te învețe cum se face un borș pescăresc, să vezi o afumătoare tradițională. Adică lucruri pe care avem tendința să le uităm în acest modernism pe care îl trăim și să învețe și copiii noștri. Și plus să aibă o zonă de alimentație publică, o kerhana cu specific pescăresc și foarte important o zonă de cazare. Chiar dacă nu poate să fie ceva foarte luxos, dar o zonă de camping. Campingul e căutat la nivel mondial din ce în ce mai mult, mai ales și în această perioadă de pandemie. Dar și ce va urma de acum încolo, eu cred că lumea va căuta să exploreze lucruri noi. Și noi putem să oferim acest produs turistic. Și atunci am venit cu această propunere, pe care eu am discutat-o cu mai mulți colegi de-ai mei din zona respectivă și inclusiv cu domnul primar. Am avut întâlniri și în cursul anului 2021. Dânsul s-a apucat deja să facă cadastrarea terenului și am identificat locația unde ar trebui să se realizeze investiția, urmând ca în acest an să identificăm și sursa de finanțare. Ori să mergem pe programul transfrontalier și să mergem într-un parteneriat cu cei din Bulgaria, care au mai avut experiență pe asemenea proiecte, pentru că eu de fiecare dată trebuie să fiu răutăcios, mor puțin de ciudă așa când văd că alții pot și la noi nu se poate. Cine poate, de exemplu? Bulgaria. Exact. Și mai avem și în România județe care, inclusiv
lângă noi, care noi suntem în competiție, dar ne cam iau fața și să sperăm că nu se va mai întâmpla acest lucru. Chiar dacă nu au mare, au doar Dunăre, de exemplu, pentru că cu siguranță la acelea vă referiți, ca și localitățile constanțene de la malul Dunării, care ar putea pune în valoare aceste lucruri pe care frumos și foarte bine le spuneați mai devreme. Și de unde, ce ne lipsește de nu am făcut aceste lucruri până acum? Pentru că sună foarte bine și într-adevăr trebuie puse în valoare, pentru că ele există și au o istorie și o bogăție și o frumusețe de nedescris. Ne-au lipsit bani, de unde luăm bani ca să le facem? Ce autorități ar trebui să se implice pentru a pune în valoare și pentru a pune în practică aceste proiecte pe care le-ați propus, de exemplu? Nu vreau să pară un clișeu, dar nouă în Constanța ne-a lipsit comunicarea și colaborarea. Pentru că exact cum v-am spus, primarul de la Topalu n-a lucrat cu primarul de la Hârșova și cu primarul de la Ghindărești să gândească un produs turistic împreună, să aibă ce să ofere. Fiecare să-și dezvolte o anumită zonă. Nu mai vorbim că ai și partea de oenologie, ai crame în zona respectivă. Da? Nici la nivelul județului nu a existat un interes ca cineva să-i pună pe toți oamenii la masă. Banii au existat. Problema este că la noi s-a lucrat individual și pe orgoli. Ceea ce mă bucură este chiar acum am avut o întâlnire săptămâna aceasta la nivelul Consiliului Județean cu un grup de lucru pe partea de pescuit, în care fac parte și reprezentanții Consiliului Județean și ai Agenției de Dezvoltare Durabilă și noi câțiva consilieri și oameni cu experiență din tot felul de federații și asociații pescărești, și am zis, haideți să începem să avem o abordare comună, pentru că vor fi foarte multe oportunități de finanțare. Ai pe de o parte bani prin programul de pescuit oceanic. Și atunci trebuie să aducem la cunoștința tuturor pescarilor din județul Constanța cum poate să acceseze o barcă, cum poate să acceseze pentru un punct. Consiliul Județean vrea să vină și el cu un proiect la nivelul județului prin care să finanțeze înființarea 8 puncte de debarcare. Noi venim cu proiectul de la Ghindărești, unde încercăm să facem un alt fel de sat pescăresc, veritabil. Sunt celelalte surse de finanțare, bani care vor veni pe flaguri, bani care vin pe PNRR, dar dacă nu învățăm să lucrăm împreună, să ne punem toți la masă, să ne aducem fiecare contribuția, eu cred că iar vom pierde competiția asta cu alte județe. Și mor așa, adică nu numai pe partea de pescuit, și pe partea de agricultură, și pe partea de sănătate. Vorbeam în campanie electorală, dădeam exemplu, de ce Galațiu a putut să ia bani pe ambulatoriu, noi n-am putut să luăm. De ce Tulcea a putut să ia bani pentru spitale, noi n-am putut să luăm. De ce Galațiu ia bani pe irigații, noi nu luăm bani pe irigații. De ce Galațiu a luat bani și Tulcea, bine, ok, în Tulcea e o comunitate mult mai mare de pescari și profilul de activitate pescuit este mult mai mare. Dar se fac și la noi nu se fac, pentru că la noi nu a existat această comunicare. Și aici eu cred că a venit momentul și mă bucur că să văd că există dialog la nivelul Consiliului Județean, să lucrăm împreună pentru câteva proiecte. Adică haideți să ne luăm Constanța, ce are nevoie? Are nevoie de sănătate, în primul rând, din punctul meu de vedere. Are nevoie să dezvolte turismul, pentru că suntem într-o zonă cu potențial turistic, dar nu numai litoralul și plajă. Haideți să ajutăm și celelalte comunități și ceilalți antreprenori din județ să le dăm și să le diversificăm sursele de venit. Și după aceea ce mai avem? Energie și agricultură. Pe astea patru domenii trebuie să fie prioritare pentru oricine la nivelul județului Constanța, din orice partid. Bun, pentru că a spus punctul pe ei, pe cele mai stringente probleme așa ale județului și ale municipiului, și anume sănătate, turism, energie și agricultură. Există bani, pentru că de curând a fost ședință de Consiliu și a fost împărțit bugetul, a fost împărțit corect, pentru că știu că vă întreb aici, știu că sumele alocate pe diferite sectoare au fost mai mari decât anul trecut. A fost o împărțire astfel încât anul acesta să fie mai mult, urmând ca anii viitori să se regleze așa balanța cu sume mai mici, sau urmează un trend ascendent așa, astfel încât să vedem ceva îmbunătățiri în proiectele propuse? Bugetul pe 2022 este unul optimist și unul, eu zic, echilibrat. Într-adevăr, pornim de la premiza că vom avea venituri cu aproximativ 40% mai mari față de anul trecut. Vom avea și un deficit de vreo 70 de milioane de euro, care să sperăm că se reglează și va fi cât mai mic, care va fi finanțat din excedentul anilor trecuți. Dar ceea ce este foarte important și a spus și dumneavoastră, este important să nu fie doar un vârf anul 2022. Și ca să putem să avem un trend crescător de acum încolo pe alocări, asta nu ține decât de noi. Pentru că bugetul de anul acesta se bazează foarte mult și pe banii pe rambursele care vin din fondurile europene. Deci de aici vedem cât de important este un an în care deja încep să implementezi proiecte, să aduci proiecte
cât de mult ajută fondurile europene, nerambursabile. Noi avem ca perspectivă perioada 2023-2024 nu numai fondurile europene și acest plan național de relansare și reziliență care poate să ne ajute foarte mult. Dar este foarte important ca noi la nivelul județului Constanța să avem proiecte mature. Pentru că aici eu am o mare temere pe care o tot repet de un an și jumătate, pentru că fiind și un partid în opoziție noi la Pro-România, suntem doar 3 consilieri județeni din 37, putem să susținem proiectele pe care noi le avem, dar în același timp și am găsit deschidere și asta apreciez. Dar în același timp trebuie să tragem și niște semnale de alarmă, pentru că există lucruri unde Constanța nu a fost foarte bine reprezentată și acum avem aceste oportunități de finanțare. Trebuie să facem proiecte. Ca să putem să facem proiecte, trebuie să identificăm zonele, să avem studiile pregătite. Vă dau un exemplu pe care l-am discutat și tot așa l-am discutat la nivelul Consiliului Județean și vreau să-l implementăm. României sunt alocate bani, 730 de milioane de euro, pentru înființarea 56.000 de hectare de păduri. Constanța este un județ care se confruntă cu schimbări climatice, cu efectele schimbărilor climatice. Exact, și se vede în agricultura aridită, exact. Corect, și are un grad mare de aridite. Sunt zone extraordinare de aride. Pe mine, unul din Constanța, nu mă interesează că se fac împăduriri în Harghita, în Brașov, că se fac în Piatra Neamț, că se fac la Cluj. Eu vreau să combat efectele schimbărilor climatice, să fac împăduriri în județul Constanța, în zonele aride sau în zonele unde există terenuri neproductive sau unde există terenuri degradate, pentru că avem, din păcate. Există proiecte pentru împădurire în județul Constanța? Nu există până la ora actuală. Asta am vorbit acum la nivelul Consiliului Județean, să creăm un grup de lucru prin care să chem la aceeași masă, pentru că prin PNRR, de exemplu, sunt eligibil Consiliul Județean, Romsilva și primăriile. Consiliul Județean nu dispune de teren propriu, decât se pot face pe drumurile de legătură, că m-am uitat în PNRR și am văzut, adică pe drumurile care sunt în inventarul județului, dar acolo trebuie făcut deja cadastru. După care ai Romsilva, care are oricum un plan de împădurire anual, dar ai primăriile, care primăriile știu foarte bine nevoile lor, unde au terenuri degradate sau unde au venit și li s-au plâns fermierii, de exemplu, că efectiv nu au apă și au nevoie de păduri. Și atunci trebuie făcut un dialog, dar la care să vină și prefectura, ca asta am solicitat, să vină și prefectura, să vină și oficiul de cadastru ca să putem să știm ce avem de făcut, să vină foarte important Centrul Național de Meteorologie, reprezentanța județeană, să ne spună, domnule, uite, în localitatea Amzacea, în localitatea Bălcescu, ai un deficit de apă anual de 200 de litri. Pe alea trebuie să fie prioritatea noastră. Și atunci să mergem împreună, pentru că acum există o alianță, o coaliție de interes la nivelul țării, PSD-PNL, unde reprezintă cât? 70-80% din 70% din intenția de vot. Deci se pot uni parlamentarii de Constanța și să împingă proiecte de interes pentru județul nostru. Și unul dintre proiectele de interes pentru județul nostru reprezintă aceste împăduriri. Pentru că sunt la îndemână. Dar ca să înțelegeți, deci sunt 56.000 de hectare până în 2024, până în 2025. Iar și noi suntem în 2023 și în 2023 avem un obiectiv intermediar de 23.000 de hectare. Dacă e să faci o medie, la 56 la 41 de județe, vin aproape 1.400 de hectare pe fiecare județ. Pe noi la Constanța trebuie să ne apucăm astăzi de muncă. Studii mai de fezabilitate, cadastre și tot. Eu zic că mai e timp. Banii de unde vin? Din PNRR? Din PNRR, finanțare fiind 100%, adică nu costă pe nimeni niciun leu. Nici de pe ce tine. Nu se fac? Adică, bun, eu înțeleg de ce nu s-a făcut până acum. Trecutul nu putem să-l schimbăm, însă viitorul putem să-l schimbăm, este clar. Înțeleg de că propuneți noastră. Și că găsiți deschidere, cel puțin în Consiliul Județean, că așa spuneați. Da. Se vor face lucrurile, adică putem trage speranță că în viitorul apropiat vom vedea lucrurile astea. Eu cred că asta cu pădurile se vor face pentru că ne ținem acolo și am văzut toată deschiderea și susținerea domnului președinte. Și eu zic că se va face. Dar va fi mult de muncă. Pentru că noi, din păcate, cu luptele astea interne și cu joaca asta noastră de a politica la nivelul județului Constanța, noi nu am avut oameni maturi care să înțeleagă că noi am pierdut un an de zile. În timp de un an de zile, un an și jumătate, 3 ani, 4 ani, cât alții au făcut proiecte, noi nu am făcut absolut nimic. La ora actuală sunt județe care stau în stand-by, stau la pândă cu proiectele finalizate în proporție de 80%. Pentru că haideți să fim serioși, aceste proiecte și PNRR au început să se fie dezbătut de un an jumătate, 2 ani de zile. Se putea și în trecut, și anul trecut,
să demarezi proiectele. Orice studiu de fezabilitate, un memoriu tehnic, în proporție de 80% este similar, indiferent că îl depui pe fonduri europene, că pe proiect de buget, pentru că ce faci până la urmă? O, e clar, identifici nevoia, identifici locația, faci niște demersuri, dar câștigi timp. Cum vorbeam eu de Spitalul Județean? Pe noi vorbim de Spitalul Județean, dar dacă noi nu am scos un certificat de urbanism, dacă noi nu am identificat terenul, nu am făcut un cadastru, n-ai scos un certificat de urbanism, poate e nevoie de un PUZ în zona respectivă, că poate indicatorii tăi nici nu suportă să construiești ce este acum. Astea sunt perioade care, într-un an și jumătate, demarezi procedurile astea, tocmai pentru a preîntâmpina eventualele probleme. Noi așa trebuie să gândim de acum încolo, dacă vrem să fim competitivi la nivel de țară, ca și județ. Avem șanse să că sunt foarte mulți bani, adică eu nu cred că, din păcate, eu nu știu când România se va mai confrunta cu o astfel de oportunitate de a avea bani. Pe noi avem 30 de miliarde ne intră prin PNRR, mai avem încă 30-40 prin fondurile de prin programele operaționale, fondurile de coeziune, plus alte finanțări care mai vin. Noi avem un buget de 80 de miliarde de euro în următorii 5 ani de zile în care putem să dezvoltăm România. Bun, vorbim despre infrastructură și despre faptul că despre orice alt domeniu am vorbit, fie că este turism, agricultură sau orice altceva, iată, state pescărești, ne lovim de infrastructură. Avem șanse ca în viitorul apropiat să nu mai stăm în trafic atunci când venim la mare, vin turiștii la mare din țară și vor să ajungă în sudul litoralului, de exemplu, sau, iată, în părțile din delta Dunării, nu știu. Ce șanse avem să ne dezvoltăm din punct de vedere al drumurilor? Eu să știți că sunt mai pesimist așa și cred că poate așa și trebuie să fim ca să facem lucruri. Sunt bani. Sunt bani și pe programele concluzie. Operaționale, de exemplu, se finanțează drumuri de legătură. Crearea legate de crearea de noi rute comerciale. N-am văzut la nivelul județului Constanța un proiect de genul ăsta. De ce vă zic? Noi am prezentat în anul 2020 un proiect care lega Megidia de noul, de viitorul drum expres care va lega Tulcea-Constanța în perspectiva finalizării și podului peste Dunăre de la Brăila, Măcin-Tulcea. Eu cred că ar trebui să facem treaba asta la nivelul județului, să gândim cum putem... Am prezentat atunci un proiect de logistică și legat cu un aeroport de care toată lumea a râs. La Megidia. Da. Ne-au luat în derâdere, mai ales useriștii, tineri și frumoși și liberi. Acum am văzut că a fost o inițiativă, inclusiv la nivelul Consiliului Județean, de a prelua 100 și ceva de hectare de teren de la Megidia, alea care noi le-am identificat atunci, să facă un parc logistic. Degeaba fac un parc logistic. E ușor să zici din gură, v-am zis, am văzut la cei de la USR, vreau să fac un parc logistic. Ați râs de noi acum 2 ani de zile, dar noi am prezentat atunci un proiect integrat. De ce? Megidia este în centrul județului Constanța. Are, poate să fie un punct nodal extraordinar de important, multimodal, pentru că are autostrada și are acces la autostradă. Are canalul Dunăre-Marea Neagră, are acces la port, la Dunăre și automat la Marea Neagră prin canal. Puteai să mai faci o zonă de cargo, dar uitați-vă la ce se dezvoltă la nivel mondial. Noi nu mai vorbim de parc logistic pe 100 de hectare, să pun numai containere, să aduc pe calea ferată, pe auto sau pe tot. Noi uităm că suntem un centru universitar important. Pe noi trebuie să facem o zonă de cercetare, de dezvoltare, de inovare, cum au făcut Cluj, cum au venit cei de la, n-am voie să dau nume, firme nemțe și au făcut centre de inovare și dezvoltare în marginea Clujului. De ce? Ca să dau de lucru forței de muncă tinerilor care termină facultatea să aibă perspectiva să rămână în județ, nu să plece din țară sau în vestul țării. Adică această platformă logistică pe care vrem să o creăm să aibă conexiuni. Am mai spus atunci încă ceva. De ce să facem la Megidia? Ori aeroport, orice vreau să facem. Și acum noi rămânem cu râsul. Brașov a făcut cu banii aia, a făcut un aeroport nou, Oradea și extinde, Craiova și extins. La Bacău, la Iași, se zboară câte 8 curse pe zi. Noi avem 2 curse amărâte pe timp de vară. Și ne lăudăm cu ele. Și ne lăudăm cu ele, că toată lumea zice că le aduce. Puteam să dezvoltăm zona asta pentru că aeroportul Cogălnicianu, mai ales în contextul nou, contextul geopolitic, vedeți ce se întâmplă,
automat traficul comercial va fi afectat. Și ai nevoie să dezvolți, dacă vrei să dezvolți, nu mai pot să mă duc în aeroportul Căgălnicianu care arată ca un hambar din anii 60. Serios, nu? Mă duceam, făceam undeva, nu. Dar să revenim la zona de logistică. Dacă tot fac o zonă importantă acolo, haideți să mă duc cu ruta spre sudul litoralului de care am vorbit și noi. Acum toată lumea a vorbit, și USR-ul, și toată lumea, și PNL-ul, cât a fost domnul Drulă mult lăudat, n-a mai venit nimeni. A venit aici, a zis că se face, după care au scos finanțarea din PNRR. Păi, gândiți-vă cum ar veni tot traficul care vine spre litoral, care se duce spre sud, spre Eforie, să îți iasă de pe autostradă de la Megidia și să aibă drum expres cu ieșire. Agigea, Eforie, Tuzla, 23 august, Neptun. Păi scos tot traficul de pe Constanța. Nu mai omor orașul. Și e un drum care se poate face, pentru că sunt două variante. E un drum județean care este în inventarul Consiliului Județean de la Megidia până la 23 august, cu ramificații în toate localitățile pe care vi le-am menționat, sau pe proiectul care s-au dus cei de la PNL care îl susțin și eu cred că o să se facă, dar trebuie să-l facem. Dar problema este că există finanțare, adică din momentul ăsta noi nu mai avem nicio scuză. Nu noi, cei care conduc. Nu mai are nimeni nicio scuză să zică că nu s-a bani, putut. Trebuie doar, există și doar inițiative. Bani, trebuie să știi să iei. Și problema este că suntem în competiție, într-o cu competiție de proiecte, cu fac. Toate celelalte județe și este doar, ține doar de noi. După 2-3 ani de zile tragem linie. Cine mai rămâne și cine pleacă în vestul țării. Da, să vedem și cine mai rămâne, cine mai pleacă, dar în același timp să vadă și oamenii cine, ce și cum face. O trecem la capitolul agricultură, pentru că, spuneați mai devreme, seceta și terenul arid fac ca și agricultorii să aibă probleme în această zonă și poate că unul dintre obiectivele tuturor miniștrilor care s-au perindat pe la Ministerul Agriculturii a fost reabilitarea infrastructurii de irigații. Ar rezolva irigațiile problemele în agricultură? Da, cu siguranță. Și nu cred că toți miniștrii și-au dorit să facă irigații. La nivel declarativ, toți au vrut să facă exact. Declarații. Practic și concret, Constanța de fiecare dată a fost lăsată la urmă, a fost codașă pe alocările de bani. Pentru că, să vă dau un exemplu, adică noi avem gândită structura de infrastructura de irigație la nivelul județului Constanța, este undeva la 420.000 de hectare. Din 550-560.000 de hectare arabile. Adică avem cea mai mare infrastructură la nivelul României și suntem ultimul la alocările bugetare. În 2020, ANIF-ul a transmis către Constanța, am impresia, vreo 500.000 de lei pentru investiții și pentru proiectare. Anul trecut ce a mai dat o sumă mai consistentă de undeva de vreo 7 milioane de lei cu care se va porni stația de la Murfatlar și bază Poarta Albă, care vor deservi 30.000 de hectare. În rest, până acum, Constanța a fost uitată. De ce? Pentru că, v-am spus, la nivel politic, nu s-au dus, nu am avut pe cineva care să ne reprezinte interesele, deși, v-am spus, avem cea mai mare infrastructură de irigații și, doi, suntem zona cea mai predispusă spre deșertificare la ora actuală. Noi și cu partea de sud a Bărăganului. Un lucru care s-a văzut în anul 2020 și, cu regret, un lucru care începe să se vadă și la începutul anului 2022. Dacă vă uitați, de la începutul anului, sfârșitul anului trecut până acum, nu au existat precipitații, nu a existat o iarnă bogată cu pătură de zăpadă care să protejeze culturile și care să-i asigure oarecare umiditate. Eu chiar am avut o întâlnire cu asociația noastră de fermieri. Am uitat puțin îngrijorați așa, că următoarele 3 săptămâni la fel, cresc temperaturile, nu vine ploaie. Planta înțelege acum că e cald și bine, că e cald frumos, intră în vegetație, începe să crească. Dacă dă vreun îngheț, Doamne ferește. Plus că ce facem? Adică avem nevoie de apă și pentru culturile de primăvară, floarea soarelui și porumb. Se preconizează un an greu și cred că de acum încolo toți anii în Dobrogea vor fi grei, din păcate. Am avut un an 2021 bun în care toată lumea s-a uitat la agricultură, a zis că e o mină de aur, dar haideți să fim sinceri, a fost un accident, pentru că dacă noi avem o medie de precipitație anuală de 170-180 față de 300-280-300 cât e în restul țării și anul trecut am avut 500, e clar că e o excepție. Și în restul noi am avut 150, 170, 180. Deja începe să fie problematică și deja începe agricultura să aibă mai multe probleme, nu numai partea de lipsă de apă și faptul că suntem un domeniu care ne confruntăm cu o creștere
exorbitantă a prețurilor a materiilor prime. Adică un lucru care se va reflecta și în creșterea prețurilor la alimente și într-o scădere a producțiilor. Eu vă spun, după anul 2020 sunt foarte mulți fermieri care și-au vândut terenuri, și-au vândut echipamente, au făcut tot felul de compromisuri pentru a-și ține afacerea în picioare, pentru că nu au găsit foarte mulți înțelegeri la bănci sau cei care au găsit au făcut doar... Să prelungească termenii. Au prelungit exact. Agonia, da? A fost un an 2021 bun, acum iar pe secetă, dar acum uitați-vă puțin, vorbim de îngrășăminte. Era 1450 de lei în august-septembrie 2021 și acum același îngrășământ este 4300-4400. Adică este o triplare a prețului. Eu nu știu în care alte domenii ați mai auzit să crească prețul de 3 ori. Mai avem și praf. Colabora cu ce? Cu creșterea la gaze, la electricitate, la motorină, nu mai vorbim că exact. O vedem toți. Și atunci eu cred că vor fi foarte mulți ani grei și agricultura are nevoie de ajutor în continuare. Și unul dintre lucrurile care se pot face pentru Constanța este să dezvoltăm irigațiile și noi milităm pentru treaba asta. Acum avem un nou ministru, domnul Chesnoiu, este un om cu experiență, este un om care ține la Constanța, a fost director general la AFIR și cunoaște problematica pentru că el a deschis și a lansat și proiectele de finanțare. Și eu cred că va fi un lucru bun pentru Constanța. Dar trebuie să avem grijă ca periodic, adică să nu lăsăm garda jos, să nu vină altcineva. Plus că vor veni și finanțările pe fonduri europene. Dar va fi greu pentru agricultură din punctul meu de vedere. Bun, suntem pe final, nu mai avem foarte mult timp și atunci aș vrea să tragem o concluzie. Iată, avem nevoie de finanțări, învățăm să accesăm fonduri, avem nevoie de infrastructură, prețurile cresc. Ce perspective vedeți așa, pentru că toți suntem la început de an, pentru anul 2022? Va urma o perioadă cu provocări și cred că dacă tot am zis că ieșim din perioada asta de pandemie mai buni și mai solidari unul cu asta, chiar să o facem, adică să nu devenim mai individualiști, că nu e cazul să devenim individualiști acum. Eu sunt optimist, mă bucur că am candidat la Consiliul Județean pentru că pot să pun experiența în practică și am colegi lângă mine care venim din partea asta a privatului, avem experiență și pe partea de accesare de fonduri pentru proiectele noastre, pentru afacerile noastre și atunci dăm acest elan. Găsim înțelegere, dar este nevoie mai mult ca oricând de o abordare integrată, de o strategie și de viziune la nivelul județului Constanța. Pentru că altfel, vă spun, mă uit și la alte județe, numai împreună se pot realiza și fără orgolie. Și va fi foarte mult de muncă. Va fi foarte mult de muncă, dar peste tot va fi. Pentru că asta e, o să vedeți. Vine perioada asta și dacă se elimină și restricțiile, va fi un boom și pe partea de turism. E un lucru bun că se dau din nou voucherele de vacanță, adică turismul va exploda. Dar trebuie să avem infrastructură, să știm să ne primim, să avem produse de calitate, exact. Servicii, infrastructură și să nu mai gândim doar pentru moment. Noi trebuie să vedem acum ce dezvoltăm, acum dezvolți pentru următorii 40-50 de ani. Cu siguranță. Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc că ne sunteți alături. Doamnelor, domnilor, alături de noi a fost Răzvan Filipescu, consilier județean și președintele filialei Constanța a Partidului Pro-România. Vă aștept și mâine cu alte subiecte interesante. Până atunci, o seară frumoasă să aveți. La revedere!